cenușă din propria cenușă a județului Neamț, iată acum renăscând o scânteie, o flacără și de data asta o vulvătaie care a cuprins întreg județul, așa cum e în județul ăsta amărât, sărăcit și fără de niciunele, fără locuri de muncă, fără drumuri. Am văzut foarte mult violet în drumurile noastre, afișe violet, eșarfe violet, baloane violet, șepci, tricouri violet și vă mulțumesc tuturor că v-ați zugrăvit casa în violet și apare o nouă culoare la modă în România. Nu o să mai fie doar albastru de Voroneț, ci o să fie și violetul de Neamț în curând, se va duce vorba despre violetul noastră. Nu știu cum găsiți mereu flori violet, găsiți pentru copiii dumneavoastră șepcuțe, training-uri, tricouri violet. Sunteți absolut extraordinar cum vă sortați mereu cu violetul de câteva luni încoace. Este clar că anul ăsta 2012, asta e moda națională, se poartă foarte tare violet și o altă modă va izbucni din 10 iunie încolo cu alungatul ciocoilor din toate localitățile patriei. Și cred că la Zănești aici veți fi printre primii care veți alunga ciocoii și veți pune la intrare un anunț: Zănești, localitate liberă de ciocoi. Și pe internet le-am primit și eu pe mail-ul meu la București, pe YouTube le-am văzut de asemenea postate, nu mai vorbesc pe Facebook, acolo unde foarte mulți prieteni, inclusiv din Zănești, cei care avem acest semn, like-ul de pe Facebook, am primit fotografii cu pereții din Zănești, cu gardurile din Zănești, cu pomii din Zănești, cu afișe violet pe ei, o localitate deja violet, în care cred eu, pe bune, că alegerile nici n-ar mai trebui să se organizeze, fiindcă am senzația că aici, în această mare curte, sunteți oricum toți cei care aveți drept de vot din Zănești. Nu cred că lipsește nimeni, ba dimpotrivă, sunt și copiii care n-au drept de vot aici alături de dumneavoastră. Ba, ca să mă corectez, cred că lipsesc cei 2-3 ciocoi ai localității, cred că s-au ascuns de dumneavoastră. Oricum, dumneavoastră să-i dați în urmărire generală dacă eu o să dispară după alegeri. Vor vedea ce face primarul poporului Daniel Vinca împreună cu poporul din Zănești după alegeri, adică când vor vedea că vor deschide noi locuri de muncă, când vor vedea că primăria va dezvolta afaceri separate de ceea ce astăzi face primăria, iar din profiturile obținute, 50% din aceste profituri se vor împărți în mod egal în fiecare lună, la fiecare dintre dumneavoastră, să vedeți câți oameni din alte zone ale țării vor veni să-și facă buletin de Zănești ca să-și ia și ei bănuții pe care îi luați dumneavoastră în fiecare lună. Va fi un dute vino de nedescris în localitatea dumneavoastră. Pe de-o parte vor fugi ciocoii din ea și pe de alta vor veni alți români ca să câștige și ei bine cum se câștigă numai în Zănești. Oricum spuneam, chiar și dacă alegerile se vor desfășura pe 10 iunie, deși n-ar mai fi nevoie de ele în situația dumneavoastră, oricum alegerile le-ați câștigat, orice fraudă ar mai face ciocoi, dumneavoastră le-ați câștigat în sufletele și în inimile noastre. Uitați-vă la ce poate fi mai frumos decât o asemenea adunare, ce mai contează că ciocoii vor încerca să fraudeze, vor încerca să vă anuleze buletinele de vot, vor încerca să-i pună și pe cei decedați să voteze, vor încerca să inventeze alte nume de alte persoane care să voteze aici. Ce mai contează, spuneam, oricum i-am înfrânt, oricum dumneavoastră ați învins și oricum am înțeles cu toată întârzierea asta mea, m-am informat foarte, foarte bine, ca un jurnalist ce sunt, bine documentat, și am aflat că nici măcar în Zănești nu se mai găsesc deloc morcovi. Absolut nu mai există niciun morcov de luni de zile în Zănești, pentru simplu motiv că toți morcovii sunt în fundurile ciocoilor din Zănești. Eu sincer, eu sunt tot mare credincios și n-am crezut sursele mele când mi-au spus că nu mai sunt deloc morcovi în Zănești și că toți morcovii ar fi în fundurile ciocoilor din localitate. Dar intrând acum în localitate, am mai văzut și niște poze roșii ale unor candidați ai USL-ului, niște poze verzi ale unor candidați ai PDL-ului și le-am văzut fețele în poze. Inclusiv când i-a surprins fotograful, ei aveau morcov în fund, așa crispat apare în pozele alea, așa se strâmbă de durere. Serios, am văzut cu ochii mei. Ori spuneam, trebuie să fiți atât de siguri pe puterea dumneavoastră, atâta spaimă le-ați băgat și atâta teroare le-ați băgat în oase la ciocoi, încât aproape nimic nu mai contează. Chiar dacă ei vor veni să vă mai cumpere voturile, nu știu acum 4 ani cât v-au dat pe voturile lor, că ăștia n-ar fi rezistat la putere 22 de ani, dacă n-ar fi dat câte o fraudă, ce v-a dat, o bere, ce-au dat? Câte o bere, câte o pungă, câte o găleată. Acum, ce vă propun eu? Dacă... Da,
la primarul e la port, se uită și el. Bună secretarii, bună secretarii, bună secretarii, bună primarul e la WC-ul de 30.000 de euro pe care l-a făcut cu banii dumneavoastră, înțeleg? 45.000 de euro a dat primarul pe WC-ul. Vă dați seama că a furat și el vreo 44.900 de euro din acel WC-ul. Dar dumneavoastră trebuie să vă recuperați banii cu alegeri și să vă împărțiți în mod egal. Câte persoane sunteți aici în total aproximativ? 3-4.000, nu? 44.000 de euro împărțit la 4.000. Deci ar veni cam cât? Cam 10 euro de persoană. Trebuie să vă luați numai de pe urma WC-ului construit de primarul din localitate. Oricum, pentru cei 2-3 ciocoi din localitate, chiar îi informez și chiar vorbim serios, noi suntem oameni cinstiți și echidistanți, avem în mașinile noastre, în portbagaje, pregătite formulare în care ei pot renunța de pe acum la cei 20.000 de euro pe care o să-i oferim poporului. Deci toți acești ciocoi de la PDL, toți cei de la USL ne pot ajuta în demersul nostru să renunțe așadar la viitoarele drepturi pe care o să le primească tot poporul român. Oricum, ei nici nu știu ce ar putea face cu cei 20.000 de euro la închisoare, fiindcă ei vor merge la închisoare imediat după alegeri, sau unde veți hotărâi dumneavoastră să-i trimiteți la muncă silnică în folosul societății. Poate vreți să-i trimiteți la căpșuni în Spania sau în Italia să spele fundurile italienilor. Deci și așa s-au obișnuit cu morcovul în fund, se vor muta la fundurile italienilor să-i spele acolo ca să vadă și ei cum e să muncești în pribegie, să fii deportat din propria țară. Spuneam însă, dacă vor veni să vă cumpere cu o găleată, cu o bere, cu 100.000 de lei sau cu 1.000.000 de lei, dumneavoastră cereți-le dublu, cereți-le triplu, cereți-le o navetă de bere, cereți-le 10 milioane, că oricum sunt din banii dumneavoastră pe care vi-au furat. Cereți-le toate lucrurile astea, măcar vă recuperați o mică parte, pe urmă beți berea, mâncați mâncarea, le luați banii, îi cheltuiți cum vreți, vă giftuiți până pe 9 iunie seara și pe 10 iunie vă treziți de vreme și vă răzbunați pe ei și le dați o mare țeapă, îl votați pe Daniel Vinca și rămâneți cu banii lor. În cazul în care, am înțeles că în tot județul Neamț, ei vă mai pun să jurați și pe Biblie, fiindcă știu că mergeți mereu la biserică și credeți în Dumnezeu. Dacă vine ciocoiul ăsta care a făcut WC-ul de 45.000 de euro și vine să vă dea 1.000.000 de lei și să jurați pe Biblie că îl veți jura pe el, că îl veți vota pe el, dumneavoastră aplicați următorul șiretlic, următorul vicleșug. Mare atenție la mine. Faceți degetele așa, da? Cele două degete, unul peste altul, le ascundeți undeva la spate sau în buzunar sau aici la piept, le țineți discret și îți jurați cum vrea el, că oricum jurământul nu se pune, nu ține, nu-i valabil. Și dacă mai trec pe aici prin localitatea, al de Culiță Tărâț, al de Pruteanu, al de Pinalti, al de Băsescu, al de alți ciocoi, al de Udrea, dumneavoastră la fel țineți degetele împreunate și ziceți că îi votați tot pe ei, să mai stea ei încă 22 de ani, să-și mai bată joc de dumneavoastră, să vă mai taie pensie, salariile, țineți degetele așa și dați-le o mare țeapă în 10 iunie, faceți-le o surpriză plăcută copiilor dumneavoastră și o surpriză neplăcută ciocoilor dumneavoastră. Așadar, eu am venit aici să vă aduc în primul rând speranța, dar cred că dumneavoastră aveați deja speranță suficientă. Vă văd că sunteți încrezători în victoria dumneavoastră. În cazul în care cei 3-4 ciocoi din localitate, că înțeleg că e unul la PSD sau la PDL mai e? PDL-ul mai are un singur membru în localitate, nu? Deci ciocoiul în funcție. Și ceilalți de la PSD, mă rog, de la USL, 2-3 ciocoi, dacă vă mai întreabă ceva pe dumneavoastră, ei mai au niște întrebări, să spunem așa, ușor aluzive, ei n-au cu ce să vă critique pe dumneavoastră n-ați fost niciodată la putere, n-ați furat niciun ban de la nimeni, sunteți niște oameni cinstiți din tată în fiu, ei vă mai întreabă așa în dorul Lelii, bă, unde e Elodia? Mă mai întreabă și pe mine. Iar dumneavoastră, am venit aici să vă explic, să vă spun ce răspuns să le dați la toți ăștia de la PDL, mai ales de la USL, care sunt oricum aceeași mizerie. Când ei vă întreabă unde e Elodia, dumneavoastră întrebați mai simplu, mai tranșant și mai serios, unde e flota? Unde este flota României? Unde sunt fabricile din România? Unde sunt locurile de muncă? Unde sunt pensiile? Unde vă sunt copiii? Unde a dispărut inclusiv speranța? Asta să-i întrebați și să vedeți ce mai poate ei să vă răspundă. Ei bine, spuneam așadar, noi nu suntem nici trimișii lui Iisus, nici oamenii lui Dumnezeu, nici oameni care să facă minuni, nici Mesia din nou pe pământ. Suntem, în schimb, oameni simpli ca și dumneavoastră, m-ați văzut prin această mulțime, sunt mai pitic decât dumneavoastră, mai scund, mai slăbănog, mai mult oase decât carne,
Ați văzut și puțin cocoșat și am și părul alb, îmi lisește și un dinte din față. Deci sunt un om atât de simplu după vorbă și după port, exact ca și dumneavoastră, dar împreună cu echipa mea de aici, cu echipa noastră de vis din Convoiul Speranței și împreună cu dumneavoastră, chiar putem face pe bune o minune, putem să-i alungăm pe Ciocoi nu doar din Zănești și din tot județul Neamț și apoi desigur din toată țara, fiindcă dacă pică această redută a Ciocoilor din Neamț, e clar că vor pica și celelalte redute din România. Acum vreau să dau microfonul și celorlalți oameni din convoiul nostru, toți sunt mult mai buni decât Dan Diaconescu. Este vorba de exemplu de Florin Condurățeanu, patriotul numărul 1 al țării, doctorul de suflete. Vă pup pe suflet, oameni calzi, harnici, deștepți și patrioți. Iarăși, prin mulțimea aceasta de sufletiști care ne-a primit cu atâta căldură, mi s-a cristalizat și mai mult ideea că leagănul sufletului românesc e Neamț, că leagănul hărniciei plutașilor care veneau pe Bistrița cu lemnul stropit de sudoarea lor, că leagănul hărniciei e Neamț și că leagănul frumuseții lăsate de Dumnezeu undeva într-o zonă e tot aici în Neamț. Ați avut atâta de suferit, strângând mâinile noastre, le strângeți cu mâini bătătorite, asprite, crăpate de muncă și până la urmă ce s-a întâmplat? Nu mai aveți locuri de muncă, totul a fost transformat într-o ruină, un lucru atât de nedrept, pădurile vândute altora, halele combinatelor cu ferestre sparte prin care croncă neciorile, dărăpânate grajdurile unde erau văcuțele crescute de dumneavoastră. Ei bine, ați fost desproprietăriți de sudoarea și de contribuția dumneavoastră. Dan Diaconescu este unul dintre dumneavoastră. Ați văzut cât de modest și simplu și apropiat v-a vorbit, fără nicio fiță. A vorbit ca pentru, cum zice el, poporul meu drag. Trece printre dumneavoastră și aveți unui om atât de cum să cade, care nu s-a răstit la nimeni, curajul să-i spuneți, n-am bani de doctorii, n-am bani să cumpăr un caiet copilului meu. Și atunci, dacă omul ăsta, care de când a venit student sărac și cu idei deștepte și ambiții mari dintr-un orășel de provincie, dacă omul ăsta în tot ce a întreprins a sădit succesul, de ce să nu credem că această cale pe care el vă propune să mergeți de braț cu el, cu oameni care nu v-au făcut niciun rău și care nu dorm în frunte cu el noaptea ca să găsească cele mai bune măsuri pentru dumneavoastră, de ce prin votul dumneavoastră să nu încercăm să ridicăm poporul român și țara din genunchi, să nu mai plângă? Eu cred că este de urmat calea asta. Dumneavoastră decideți. E momentul să se schimbe macazul destinului românesc. Trăiască comuna dumneavoastră, Neamțul și patria românească! Ați văzut că ciocoii, după ce v-au făcut atât de mult rău, sunt așa de mândri de faptele lor, încât și-au schimbat culoarea, și-au schimbat denumirea, cum se zice în popor, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Cei de la PDL, ca să afle toată țara, așa de mândri sunt de ce au făcut aici în Zănești, încât și-au schimbat culoarea în verde și denumirea nu mai e PDL, acum e apel. Nu știu la ce apel se referă ei, probabil va fi apelul de seară și de dimineață în închisorile unde ei se vor regăsi imediat după alegeri. Cred că la asta se referă. De acum vor să se facă apelul. Ei bine, de frica dumneavoastră și-au schimbat culoarea, au devenit verzi la față, de la acei morcovi, probabil, și de la faptul că ei s-au purtat cu dumneavoastră ca niște extraterestri, care sunt, știți bine, verzișori, mai verzi la față, cum sunt marțienii. Probabil că de-aia s-au purtat așa cu dumneavoastră, de-aia n-au avut suflet, n-au avut inimă, n-au avut generozitate pentru dumneavoastră și și-au bătut joc de dumneavoastră. Mai mult decât atât, cred că de aici, din Zănești, a plecat vorba
că USR și PDL e aceeași mizerie, fiindcă viceprimarul de la Zănești, care era la PDL, acum înainte de alegeri, candidează din partea PSD. Vă dați seama ce rușine națională ca de fapt PDL să fie aliat cu PSD, iar primarul cu WC-ul de 45.000 de euro era de la PDL, acum e de la Apel, adică acum e de la Verde, înainte era de la PDL, ăla de la PSD e acum la PDL, deci o îngrozitoare mizerie aici în Zănești, o îngrozitoare scrocherie care trebuie să ia sfârșit pe data de 10 iunie. Spuneam că noi ne bazăm în general pe femei, avem foarte multe candidate femei. În general, în toate localitățile pe care le traversăm, ne întâmpină foarte, foarte multe femei. Și aici, în Zănești, mă uit, sunt foarte, foarte multe doamne. Sunt otevistele mele dragi, fidele și din ce în ce mai multe. Oteviste de toate vârstele. Cu alte cuvinte, cred că sunt toate amantele mele din Zănești, sunt aici de față. Cred că nu lipsește niciuna. Și e pentru prima oară când spun aceste lucruri despre sutele mele de amante din Zănești și e pentru prima oară când și bărbații lor se bucură și vă mulțumesc pentru înțelegere, fiindcă împreună vom fi o familie la un moment dat după aceste alegeri și o să vedeți, o să împărțim bucuriile sau numai bucuriile, fiindcă sperăm nu o să mai fie deloc necazuri. Oricum, un semn de respect pentru toate doamnele care ne însoțesc în viață de 20 de ani, pentru mame, pentru soacre, pentru fete, pentru soții, pentru amante, de ce nu? Noi am pus în fruntea partidului nostru tot o femeie, după cum știți, noi bărbații suntem sub papucul femeilor, dumneavoastră femeile aveți telecomanda în casă, așa și în caravana noastră a Speranței, șefă este o femeie, se numește Simona Man, vine din Arad și conduce Partidul Poporului la nivel național. Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit astăzi aici să ne întâmpinați într-un număr atât de mare. Vreau să vă spun că dacă astăzi ați venit aici doar ca să ne vedeți și să ne ascultați, am convingerea că pe data de 10 iunie vă veți lua și rudele, și vecinii, și prietenii și veți ieși la vot. Veți vota schimbarea. Votați pe PDD! Am văzut aici în mulțime și un bărbat puternic plângând. Și noi plângem, plângea și Florin Condurățeanu mai devreme când am văzut hidrocentrala de lângă Picaz, pe care Ponta și Crin și Băsescu vor să o vândă. Așa plângea și Florin Condurățeanu și eu plâng de multe ori când primesc de la dumneavoastră diverse plicuri, bilețele pe care le citesc apoi în mașină, în caravana noastră, până în localitatea următoare, acolo unde dumneavoastră cereți ajutor disperat. Ba, copiii nu au mamă, ba, nu au tată, ba, o bunică pe care îi crește acum în lipsa părinților, ce sunt în străinătate, nu mai are bani să-i întrețină, ba, cazuri medicale de nerezolvat, atâtea drame în România, la un loc, nu o să puteți vedea nicăieri pe glob. De-aia trebuie să ne grăbim în a prelua puterea cât nu este prea târziu. În acest sens, vreau să-i dau cuvântul și viitorului președinte al Consiliului Județean Neamț, singurul om care va conduce acest Consiliu și care nu se va mai agăța, nu se va mai lipi de banii dumneavoastră, fiindcă nu știe să fure și nu știe să mintă. Eu vă spun bună seara și bine v-am găsit, candidez la funcție de președinte al Consiliului Județean Neamț, împotriva lui Culiță Tărâță și a lui Vasile Pruteanu. Îl voi învinge atât pe Culiță Tărâță cât și pe Vasile Pruteanu. Nu am niciun complex de inferioritate față de Culiță Tărâță și Vasile Pruteanu. Vreau să vă pun trei întrebări. Atenție la întrebările cum răspundeți. Vreți ca pe data de 10 să cânte la Zănești imnul USL? Nu! Bravo! Vreți ca pe data de 10 la Zănești să cânte imnul Apel? Nu! Vreți ca pe data de 10 să cânte imnul Partidului Poporului Dan Deaconescu? Bravo! Veniți lângă noi pe data de 10 să vă scăpăm de ciocoi! Votați candidații Partidului Poporului Dan Deaconescu, votați Vinca Daniel, candidat la primărie Zănești, votați Mihai Fărcășanu, președinte Consiliului Județean, și nu ratați primul meu mandat de președinte a Consiliului Județean Neamț, fiindcă nici nu știți ce pierdeți! De asemenea, nu ratați mandatul de arest al actualului dumneavoastră primar, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Acum, uite, deja... A făcut ciocul atac de cord. Nu ne bucurăm de răul nimănui, dar să știți că
așa ar merita ciocoi, după ce dumneavoastră veți veni la putere și când ei se mai îmbolnăvesc, că na, sunt și ei oameni, deși au fost așa de răi cu dumneavoastră, și când trebuie să ajungă la un spital, la cel mai apropiat spital de casa lor, dumneavoastră să le spuneți că s-a închis spitalul din lipsă de fonduri, să ne închideți ușa așa în nas, ca să-i lăsați să mai meargă vreo 100 de kilometri până la spitalul următor. Și acolo să-i preia alți oameni din popor, să le spună și acolo că s-a închis spitalul din lipsă de fonduri. Ei bine, spuneam, acum vreau să vi-l prezint și pe eroul nostru local, pe Dan Diaconescu de Zănești, pe omul cu care veți descoperi tot ceea ce s-a furat până acum la primărie, veți recupera banii înapoi, îi veți trimite la închisoare pe cei vinovați și mai ales veți împărți profiturile viitoarei administrații locale. Se numește Daniel Vinca și este tizul meu de aici din Zănești. O să preiau și eu stilul șefului meu de la județ, a domnului Fărcășanu. Pentru cei mai în vârstă care ați făcut armata, vă spun că domnul Mihai Fărcășanu este colonel în rezervă, știe ce e disciplina, ce e munca. Repet, preluăm modelul dânsului, o să vă pun niște întrebări. Cine a închis platforma să vinești? Partidul Poporului? Nu! Cine a cumpărat ufeturile și le-a închis? Partidul Poporului? Nu! Cine a închis restul de industrie din Neamț? Partidul Poporului? Cine le-a cumpărat și după aia le-a vândut pentru vile și imobile? La Zănești știți foarte bine că toaleta aia nu numai un ciocoi, vreo doi ciocoi care au împărțit acolo, iar culmea este, ați văzut constructori care au construit pe sumele astea imense pe scenă lângă mine sau lângă alți candidați? Lângă alții. Ați văzut că m-am bătut eu să-mi iau un prieten pe nimic școala din Traian și terenul de sport? Nu! Ei bine, în Zănești, printre alte chestiuni care trebuie să le reparăm și le aveți în pliantul nostru electoral, la loc de frunte alături de infrastructură, de apă, de asfalt, va fi și ideea de cămin cultural. Apropo, am uitat, acoperișul ăsta costă 120 de milioane de lei, oameni buni. Iar scena mai devreme le-am spus la dansatori să danseze încet, că scândura e putredă. Și țineam boxele cu doi băieți, ca să puteți vedea un mic spectacol. Ei bine, în Zănești vom repara căminul, vom face toalete la școli, dar cu acel preț vom face la 4 școli, nu la una, și în Zănești vom face tot ce putem să creăm cât de puțin niște locuri de muncă, pentru ca frații voștri, copiii voștri, să vină înapoi în țară, să nu mai vorbiți cu ei numai pe telefon și pe calculator o dată pe lună. Când vom termina această discuție, de undeva din dreapta să știți că vor zbura, grație Măriuții și altor prieteni, vreo 150 de porumbei. Îți porumbeii speranței dumneavoastră. Și apropo de bătăria care ați văzut-o în Zănești, pe care o poartă unii cu benere și afișe rupte, noi n-am rupt niciunul. De ce se întâmplă asta? Pentru că au lovit inclusiv în cultură, în sport, în fair play. Vom arunca niște mingi simbolice de aici, pentru că așa cum v-am spus mai devreme, eu și echipa PPDD am câștigat bătălia. Pe 10 iunie trebuie să o câștigăm împreună și acum vă dăm mingea în terenul dumneavoastră. Aruncați-ne în public. Da. Ei, acum mingea este la voi. Puteți pe 10 iunie să puneți bine ștampila, să puneți ștampila pe degetul lui Dan Diaconescu. Vă mai spun un slogan la Zănești, Dan Vinca, Dan Diaconescu. Fraților, votați 2 Dan! Votăm Partidul Poporului, votăm degetul lui Diaconescu pe 10 iunie. Așa să ne ajute Dumnezeu, Doamne ajută! Acum așadar ne apropiem de finalul întâlnirii noastre istorice, o întâlnire care va face, spuneam, în conjurul țării, la televizor, vă vedeți acum fiecare dintre dumneavoastră, dar trebuie să mai facem ceva important, să facem un legământ acum în finalul acestei întâlniri. Trebuie să ascultați exact ceea ce vă spun eu și să repetați după mine cu o voce atât de tare și atât de clară, astfel încât să se audă până localitățile învecinate și mai ales să se audă și în vilele, în palatele ciocoilor. Așadar, jur să mă prezint la vot, să-i dau jos pe ciocoi, să le iau averea și să o dau înapoi poporului. Așa să ne ajute Dumnezeu, ați trecut și acest test. Mulțumim mult pentru participare.
al dumneavoastră, fiu, nepot, verișor, frate, tată, unchi, Dan Diaconescu, vă spune la revedere și vă reinvit aici să participăm la victoria poporului meu după alegeri și mulțumește și acestei domnișoare care a găsit, vedeți, o floare mov, o floare lila. Ea e lila din cap până în picioare. N-am văzut în viața mea așa ceva. Are și ciorapii, și sandale, și balonul, și ochii are lila, și totul are lila și știe și semnul, știe și semnul nostru. A dat și pliante? Da. Cum te cheamă? Alice. Alice, este Alice, nu e încă în Țara Minunilor, dar sperăm să fie în România o țară frumoasă, plină de minuni. O primă minune, Alice, o să-ți facă părinții, bunicii, unchii de aici, din mulțime, o să-i dea afară pe ciocoi din localitate. Asta va fi prima minune din viața ta. Da. Vedeți? Mulțumim încă o dată tinerii generații, mulțumim celorlalte generații, sunteți absolut extraordinari. Ne reîntoarcem aici ca să sărbătorim și victoria și să punem de asemenea țara la cale, să ne pregătim pentru alegerile parlamentare pe care de asemenea trebuie să le câștigăm, să dăm jos guvernul și apoi într-un final să dăm jos pe mega ciocoiul Traian Băsescu, fiindcă el este răul cel mare. Lângă tine mi-ai arătat prea multe nedreptăți.